Bună seara! Vă mulțumesc frumos pentru faptul că ați răspuns invitației noastre la acest eveniment ce marchează încheierea lucrărilor la aeroportul internațional George Enescu Bacău. Obiectiv început și finalizat de echipa social-democrată și realizarea acestuia reprezintă în mod cert un pilon în dezvoltarea județului Bacău. Viziunea și strategia de dezvoltare a județului s-a bazat și se bazează pe realizarea unei infrastructuri de transport atât aerian cât și rutier, compusă din aeroport, centura Bacăului și autostrada Bacău-Brașov. Îmi exprim speranța, cât și dorința, că primii kilometri de autostradă din Moldova să se finalizeze tot în acest an, un proiect demarat și urgentat în perioada guvernării social-democrate de echipa PSD Bacău. Astfel, într-o congruență obligatorie, realizarea autostrăzii Bacău-Brașov devine un deziderat ce poate transforma Bacăul în centrul regional comercial din Moldova, centrul regional al infrastructurii de transport a Moldovei. Și sper că la realizarea acestui deziderat să pună umărul toți decidenții politici de la nivelul județului Bacău, cât și toți antreprenorii băcăuani. Este demn de relevat și lăudabil ca un exemplu de bună practică faptul că lucrările efectuate atât la aeroport cât și la centura Bacăului s-au desfășurat într-o perioadă de pandemie. Context în care nu s-au încetinit lucrările, din contră, au fost urgentate și astfel ne aflăm astăzi în acest punct în care acest obiectiv s-a realizat. Felicit atât muncitorii cât și pe cei care i-au condus și i-au organizat în această perioadă. Îmi propun ca în parteneriat cu Primăria Bacău să realizăm legătura dintre strada aeroportului, strada Alexandru Șafran, cu conexiune în centura de vest a municipiului Bacău, astfel încât accesul către aeroportul Bacău să fie cât mai facil, iar traficul din municipiul Bacău să fie decongestionat. Sper ca și Primăria Municipiului Bacău să demareze cât mai urgent realizarea trenului urban, care să fie într-o complementaritate cu soluțiile oferite de noi. Invit pe doamna director general, Oana Chelaru, să prezinte detaliile acestei investiții. Vă rog, doamna. Două clădiri, de asemenea, care respectă
cele mai ridicate standarde de calitate și funcționalitate, alături, bineînțeles, de edificii noi, facilități noi, cum ar fi centrale electrice, termice, garaj, rezervoare de apă. Cel de-al doilea proiect. Vorbim astăzi de cel de-al treilea proiect, de finalizarea celui de-al treilea proiect, o investiție, de fapt, în jurul căreia gravitează toate celelalte investiții pe care le-am menționat anterior. Vorbim de suprafețe de mișcare, reprezentând o pistă și căi de rulare noi, cu o capacitate portantă ridicată. Vorbim, de asemenea, de un balizaj modern, CAT 2, un balizaj exclusiv pe LED-uri și, ca și noutate, este singurul astfel tip de balizaj existent pe un aeroport din România. Am convingerea că, odată finalizate aceste obiective, ele vor pune, alături, bineînțeles, și cu sprijinul Consiliului Județean, partenerul nostru în tot acest proces investițional, vor așeza, deci, Bacăul pe o harta unei dezvoltări irreversibile. Vă mulțumesc mult! Oportunitățile care au reprezentat de la Banca Mondială este că în lipsa zonelor metropolitane care sunt conectate prin infrastructură aeriană, rutieră și feroviară, o zonă nu se poate dezvolta și dacă se dezvoltă, siguranța nu poate să susțină această creștere pe termen mediu și lung. Iar în acest sens, odată cu terminarea investițiilor de la acest minunat aeroport și a șosele de cultură, Bacăul cu siguranță se află pe loc. Colegii mei de la Banca Mondială au realizat anul trecut un studiu, se cheamă Orașe Magnet, în care au comparat prioritățile de dezvoltare ale orașelor și județelor și preferințele oamenilor. Iar la Bacău, pe primul loc, peste 50% se află autostrada A13 Brașov-Bacău. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă locuri de muncă decente și mai bine plătite, asta înseamnă atragere de investiții noi, străine și autohtone, și asta înseamnă dezvoltarea antreprenoriatului local. Dar pentru dezvoltare și pentru ca Bacău să devină cu adevărat un hub logistic și pentru ca Bacău să devină centru economic al Moldovei, este nevoie ca autoritățile locale, centrale, să lucreze la aceleași proiecte. Și cu siguranță vă puteți baza pe mine. Mulțumesc! Pe domnul europarlamentar Dragoș Benea să prezinte începuturile și evoluția acestei investiții. Mulțumesc, domnule președinte Valentin Ivancea, urată asistență, dragi băcăuani, ascultându-i pe antevorbitori și pe domnul și pe doamna Cătăuță, am înțeles că am aflat că viața trebuie înțeleasă privind înapoi, dar trebuie trăită privind în viitor. Astăzi este o zi importantă pentru județul Bacău, pentru municipiul Bacău, și este o zi în care avem parte, care poate nu e o coincidență, că se suprapune peste două aniversări. Una despre care știu toți bătăuanii și alta despre care nu știam nici eu până astăzi dimineață. Prima este vorba de fiica Bacăului, prințesa de la Montreal, zâna de la Montreal, Nadia Comăneci, a cărei zi de naștere se aniversează astăzi, cea care a dus Bacăul, Oneștiul, România, dincolo de hotarele numele acestor localități, pe toate meridianele globului. Este băcăuanca noastră care a învins tehnica, care a învins calculatorul în acea seară din iulie, când nota de 10 calculatorul n-a putut să o afișeze și a afișat acel celebru. Eu sper, mâine este vineri 13
Și vă amintiți că odată am promovat un proiect 13 legende, pentru că eu sunt convins că județul Bacău nu poate fi a doua Bucovina sau a treia Rom. Județul Bacău trebuie promovat cu oamenii care s-au născut în acest județ, pentru că nu e așa. Vorba altui băcăuan, cetățean de onoare al județului Bacău, celebrul Radu Pelican, legătura dintre om și pământul natal este piatra de temelie pe care se consolidează națiunea și se construiește națiunea. Și aș dori ca la aeroportul internațional George Enescu, poarta, principala poartă de intrare în județul Bacău, pe viitor, să avem un mesaj, fotografie ilustrativă a Nadiei Comăneci, pentru că este cel mai important ambasador al județului Bacău și a României. Și asta trebuie să fie o obligație pe care trebuie să-și asume viitoarea administrație a județului. A doua aniversare, sigur că ea este puțin mai inedită. Este vorba despre un laureat al premiului Nobel, un britanic, Sir John William Stratt, care a primit în 1904 premiul Nobel pentru fizică, fac o paranteză, domnul Sorin Grindeanu, ca absolvent al de matematică fizică, sunt convins că va aprecia această paralelă. Ce ne-a demonstrat acest baron de Anglia, dacă pot să spun așa, că ne-a explicat de ce culoarea cerului este albastră. Vorbim la un aeroport, suntem la aeroport și vorbim de aspirația către înălțime. Și cerul este albastru pentru că dispersia luminii în particulele atmosferice în timpul zilei este de 16 ori mai mare pentru radiațiile ultraviolete decât cele roșii. Dar l-a apus, apusul care îl vedem cu toții acum, că stratul atmosferic este mai dens, parcă vedem și simțim și mai bine dispersia luminii roșii. Oameni buni, una dintre cele mai importante lecții pe care am învățat-o de la această viață este că atunci când ai ocazia să mulțumești, să mulțumești celor care trebuie să le mulțumești. Este foarte important să spui mulțumesc celor care trebuie să le spui mulțumesc. Și astăzi este o zi care pune punct unui proiect de 5 ani, care a început pe 9 noiembrie 2015. Și sigur că este o zi cu care nu ne vom mai întâlni foarte mulți dintre noi, foarte curând. Și cred că este cea mai nimerită ocazie de a mulțumi celor care au dus acest proiect înainte și poate că este important să ne obișnuim la mulțumi, mai ales în această perioadă complicată în care vedem că vremurile sunt tot mai grele și tot mai inedite și în care avem nevoie de tot mai mult consens și în societate și între partidele politice. Și vreau să mulțumesc în primul rând echipelor de la Consiliul Județean și Aeroportul Internațional George Enescu, echipelor de implementare care au lucrat aici. Vreau să mulțumesc proiectanților și constructorilor din Bacău, din București, din afara României, cu o mențiune specială pentru constructorul spaniol, care a mai dat acest detaliu, în plină pandemie, a traversat Mediterana prin Dardanele, prin Bosfor și a ajuns în Marea Neagră cu stația de asfalt, care a făcut posibilă realizarea acestei complexe investiții. Le mulțumesc și consilierilor județeni din cele două mandate, 2012-2016 și 2016-2020, care au susținut cu celeritate toate hotărârile și toate deciziile ce au împins acest proiect înainte. Mențiune specială și le mulțumesc domnilor Șova, Floroiu, Bravăț și Brașovean. Le mulțumesc și celor care din umbră, dar cu bună credință, au susținut acest proiect, conștienți fiind că un kilometru de pistă bine făcut te poate duce toată lumea, în timp ce un kilometru de autostradă s-ar putea să nu te ducă nicăieri dacă e doar el.
Sigur că le mulțumesc și celor 95.000 de băcăuani care au susținut și au creditat proiectele acestei echipe pe care am menționat-o mai sus. Și nu în ultimul rând, de data aceasta nu mai mulțumesc doar eu, ci cu toții trebuie să-i mulțumim Bunului Dumnezeu, pentru că a ferit acest proiect complex de probleme capitale, iar astăzi cele 1000 de lămpi care fac parte din sistemul de balizaj al pistei iluminează cu putere calea dezvoltării județului Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și eu, domnului Sorin Grindeanu, pentru prezență, prieten al Bacăului și la... Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând, dați-mi voie să vă spun bună seara. Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri, poate naționale, dar care sunt de interes astăzi și sigur după aceea să spun și câteva lucruri despre prietenii mei de la Bacău. Ce vedem noi astăzi? Vedem că după un an de când sunt la putere domnii de la PNL, oamenii pot vedea singur diferența dintre PNL și PSD. Peneliștii dau doar din gură, în timp ce noi, cei de la PSD, facem lucruri concrete. Cât timp noi am condus România, peneliștii, o să spun că urlau pe unde apucau, că PSD îngroapă economia, că PSD duce țara de răpun. Realitatea, de fapt, a fost cu totul alta. România a fost pe primele locuri din Europa la capitolul creștere economică. Mai mult decât atât, România a reușit prin această creștere economică și guvernele PSD au reușit acest lucru și s-a văzut acest lucru în nivelul de trai a românilor. Salariile au crescut, pensiile au crescut, iar șomajul a scăzut. Asta înseamnă să guvernezi eficient în interesul românilor, nu doar în interesul propriului buzunar și a propriei clientele politice, cum fac peneliști. Știți că cele mai bune exemple, unele din cele mai bune exemple, le vedeți aici, pe plan local. 1. Modernizarea aeroportului Bacău. Reconstrucția și modernizarea pistei din proiectul Consiliului Județean în valoare de aproximativ 35 de milioane de euro prin bani atrași din fonduri europene. Și vedeți astăzi rezultatele. Eu pot să spun că am văzut în ultimii ani cum a crescut această investiție începând din primăvara anului 2017. 2. Centura Bacău. Probabil, dacă nu chiar sigur, este cea mai mare investiție făcută în județul dumneavoastră de la Revoluție încoace. Proiect care a început în urmă cu mai mulți ani și care, sper că am suma exactă, este peste 600 de milioane de lei, aproximativ 670 de milioane de lei. Realizat în proporție de aproximativ 50% în timpul guvernării PSD. Mi-a spus Dragoș că în urmă ceva timp a venit și Orban și Bobe pe aici, au dat buzna pe centură să se pozeze, deși
la începutul anului, pe buget, au tăiat finanțarea necesară finalizării centurii. Din 350 de milioane de lei, au lăsat aproximativ 60 de milioane de lei. Cele două exemple arată diferența dintre administrație PSD și una penalistă. Aș mai spune ceva, că în vreme ce doar în ultimul an peste 100 de mii de băcăuani au putut beneficia de tratament medical de specialitate, vedem cum spitalul modular, celebru spital modular și modular, vă rog să înțelegeți ghilimelele, amplasat de guvernul PNL, este vândut acum pe bucăți, pe internet, pe OLX, fără să fie măcar deschis o singură zi. Și cred că ăsta este unul din exemplele cele mai dure pe care le poate oferi o guvernare PNL în timp de pandemie. Și acum, tot acești domni de la PNL le zic românilor că nu mai au bani de alocații, de pensii sau de tablete. Normal că nu mai au, pentru că i-au aruncat pe geam, așa cum au făcut inclusiv aici, la Bacău, cu exemplu pe care l-am dat mai înainte. Se vaită că nu mai au bani, dar doar în ultimele luni au împrumutat peste 120 de miliarde de lei. Este un record. Ce au făcut cu acești bani? V-aș îndemna să citiți și un răspuns ar găsi în raportul Curții de Conturi, o instituție respectată în România, care spune că pe timp de stare de urgență, mare parte din acești bani au fost furați. Se vaită peste tot că s-au confruntat cu pandemia. Păi, vedem în fiecare zi cum gestionează această pandemie, vedem cum cazurile se înmulțesc de la o zi la alta. Astăzi iarăși avem peste 10.000 de bolnavi, de cazuri noi, peste 120 de morți, peste 1.100 de persoane aflate la ATI. Este o situație dramatică. Guvernul PNL nu are niciun plan pentru a gestiona pandemia. În primăvară, când au dat stare de urgență, i-au băgat pe toți în casă pentru două luni, spunându-ne ce? Spunându-ne că pregătesc sistemul sanitar pentru valurile care o să vină în pandemie. Asta este pregătirea pe care au făcut-o. Eu nu cred că românii tolerează toate mojiciile, tot cinismul și toate aberațiile acestui guvern penalist. Și sunt convins de ceva, că le vor da ceea ce merită în 6 decembrie. Închei prin a felicita echipele succesive de la Consiliul Județean, cele 3 echipe succesive de la Consiliul Județean Bacău, de a felicita conducerea aeroportului din Bacău și de a le ura cât mai multe zboruri. Și vă mai repet ceva, îmi doresc să se reintroducă cursa de Timișoara, așa cum ați avut-o în urmă cu mulți ani, ca să pot să vin mai des la prietenii mei de aici, din Bacău. Vă mulțumesc! Da. Mulțumindu-i lui Sorin Grindeanu pentru disponibilitatea de a veni astăzi, mulțumindu-vă lui Sorin Grindeanu, pe care îl cunosc de 20 de ani, dar n-am avut ocazia să lucrăm împreună proiecte administrative, ci doar proiecte politice, dar cine știe ce ne rezervă viitorul. Mulțumindu-vă dumneavoastră pentru
că ați rezistat cu stoicism în acestor condiții mai vitrege, dar totuși să constatăm că ne bate vântul din spate, poate și la propriu, poate și la figurat. Aș vrea să nu mai, să nu avem regimul unei conferințe de presă, avem timp să ne vedem săptămâna viitoare pentru alte întrebări, alte. Cred că astăzi am fost destul de expliciți. Am pus punct unui proiect de 5 ani și privim cu încredere la viitor pentru dezvoltarea durabilă și puternică din punct de vedere economic a județului Bacău. Vă mulțumim frumos și o seară minunată!